Băiatul cu brațul ridicat. Arnold Haverston, un mărunt expert contabil, rob al propriilor sale tabieturi, era cu desăvârșire tipul de om pe care nu-l rămași pe stradă. Dimineața, când se îmbrăca, își potrivea inconștient gesturile după mișcările femeii de serviciu, tot atât de fidelă ca și el ritmului cotidian, și termina de făcut nodul la cravată tocmai în momentul când ea pleca. Breakfastul îl aștepta în farfurie, cu Times și Daily Record alături de ceașcă. Locuia într-un apartament destul de mare pentru un burlac. În afară de odaia lui avea o cameră pentru musafiri, niciodată folosită, un salon și o sufragerie. Când intră luni în sufragerie, zări dintr-o singură privire titlurile mari din Daily Record. I-a fost de ajuns ca să nu mai aibă nicio îndoială. Se întoarse și închise ușa cu un gest obișnuit, dar această operație simplă i-a furat astăzi câteva secunde mai mult decât în celelalte zile. Citind ziarul, își spunea: am să descoper probabil că am comis clasica greșeală care te duce direct la spânzurătoare. Cu atât mai rău, dar dacă n-am să pot scăpa de propriul meu destin, cel puțin voi încerca să mor demn. Atunci când un om de treabă și liniștit comite o crimă, reacțiile sale se deosebesc net de cele ale canaliei pentru care crima face parte din existență. Este neobișnuit totuși ca un om de treabă să aibă remușcări și în cazul de față, Haverston se grăbi să-și învinovățească victima de crima săvârșită și apoi nu l-a determinat oarecum însuși Weber să acționeze astfel. Dacă Haverston a fost pe caut ca să nu fie descoperit, a făcut-o nu atât de teama spânzurătorii, cât dintr-un fel de datorie față de sine. Și dacă precauțiile se vor dovedi inutile, atunci vina ar trebui odată în plus să-i aparțină ticălosului de Weber. Asasinarea unui proprietar, enigmatica poziție a cadavrului, anunțau titlurile mari din Daily Record. Enigmatica poziție a cadavrului. Întrebarea e de unde se informează indivizii ăștia când fac asemenea mărturisiri, exclamă Haverston. Apoi scârbit luă Times, un ziar serios care consacra evenimentului doar un articolaj de 5 rânduri. Daily Record relata întâmplarea pe 2 coloane mari. Le citi mai întâi cu resemnare, apoi cu furie. Dar nu găsesc nimic enigmatic în poziția lui. E absurd să se vorbească astfel și apoi nu e adevărat. Continuă să citească bănuind din ce în ce mai mult că cineva pătrunsese în vila lui Weber după plecarea sa. Asasinul s-a furișat în casă pe fereastră și după lovitura a ieșit pe ușa de la intrare. Urme de pași pe rozorul de sub fereastră, păstrând aceeași direcție. Vezi fotografia de pe ultima pagină. S-au mai găsit bucăți de pământ și pe covorul din salon. Dar n-am intrat pe fereastră. A, da, când m-am întors. Daily Record relata pe larg, într-un stil melodramatic, o poveste care se putea reduce la următoarele. Duminică dimineața, un muncitor de la telefoane, aflându-se în bungalow-ul locuit de Weber la capătul unui sat din Sussex, a chemat poliția. O mașină care nu aparținea victimei lăsase în grădină o urmă dublă de pneu, de la care porneau urmele tălpilor ce se îndreptau spre fereastră. Mortul a fost găsit pe scaun în fața biroului său, într-o poziție atât de neobișnuită pentru un cadavru, încât fotografiile luate de polițiști erau mai clare decât raportul lor. Acestea înfățișau un bărbat corpulent, în aparență plin de viață, cu mâna stângă pe receptorul telefonului dus la ureche și cu cotul pe masă într-o mișcare foarte firească. Brațul drept întins era suspendat în aer, exact la 24 de centimetri deasupra biroului, cu pumnul strâns și degetul gros îndreptat în jos. Își dădea impresia că te afli în fața unei persoane întrerupte în mijlocul unei convorbiri telefonice de sosirea unui prieten. Continuând să discute cu amândoi, degetul gros îndreptat în jos indică prietenului că o speranță comună li s-a năruit. Dacă nu voia să indice prin acest gest vreun obiect de pe masă, în orice caz degetul întins dădea impresia că victima insista asupra unui fapt. Inspectorul principal Carslake, chemat de urgență duminică dimineața, consideră poziția mortului cu adevărat enigmatică. Ea nu se putea explica decât dacă Weber ar fi fost împietrit pe loc. care în realitate fusese omorât de un glonț de revolver. Și trupul unui om ucis de un glonț nu poate arăta astfel. Polițistul o știa foarte bine. Poziția cadavrului dădea atât de bine iluzia că omul se afla în viață, încât te așteptai să vezi degetul gros coborând. Fără să vrei, te gândeai la una din acele statui al căror personaj e în plină mișcare. Generalul cu sabia în mână sau un cal cu piciorul ridicat. Nu știam încă dacă a vorbit la telefon, explică Carslake doctorului. Dar știm precis că a ridicat receptorul pe la 9:30, sâmbătă seara. Receptorul n-a fost pus în furcă, de aceea l-a sunat telefonista, dar nu i-a răspuns nimeni. A doua zi dimineața a venit un instalator și când a văzut ceea ce vedeți și dumneavoastră, a anunțat imediat poliția locală. Carslake privi furios cadavrul. Ați mai văzut vreodată ceva asemănător, doctore? Asemănător nu, dar ați mai avut vreodată prilejul să urmăriți efectele capricioase ale rigidității unui cadavru? Nici vorbă de un capriciu, doctore. Omul acesta era pe cale să facă ceva. Dădea un telefon și priviți poziția degetului mare. Dacă Weber mi-a spus totul e o greșeală, înseamnă că voia doar să apese pe soneria electrică. Dar nu nicio sonerie pe masă, nici măcar un fir și nu era nimeni în casă ca să răspundă. De altfel, un cadavru nu înțepenește imediat, nu? Nu, timpul care trece până când un cadavru înțepenește complet diferă după poziția corpului. În cazul de față nu pot spune exact. Asta e sarcina laboratorului, dar cred că a durat cel puțin un ceas până când rigiditatea a devenit suficient de puternică pentru a susține brațul întins. Da, pe puțin un ceas. Mi-ați spus însă că martorul n-a fost mutat din loc după ce a murit, protestă Carslake. Da, pot adăuga că moartea n-a fost instantanee. Weber a trăit 7 sau 8 minute după ce a fost împușcat. Poate a fost conștient, poate nu. Poate s-a mișcat, a apucat receptorul, dar nu cred că a putut vorbi clar. În momentul morții, brațul stâng avea aceeași poziție pe care o are acum, dar nu și cel drept. Cu neputință, brațul drept trebuia să se sprijine pe ceva. Ce părere aveți despre următoarea idee, șefule?" întrebă Rawlings, tânărul asistent al lui Carslake. Criminalul intră pe fereastră, iese pe ușa de la intrare, lăsând-o deschisă. Fiind grăbit, uită un obiect oarecare. Se întoarce după un ceas și ia acest obiect de sub mâna cadavrului. Ah, oftă Carslake, vrei să spui că tot ce avem de făcut este să-l arestăm pe asasin și să-l întrebăm ce a căutat în vila lui Weber. Tinere, caută între timp prin casă și adun toate hârtiile care au pe ele nume și adrese. Fotografie își terminase prima parte a sarcinilor. În afară de amprente digitale ale mortului, luaseră în salon o a doua serie de amprente, iar în bucătărie o a treia. Acestea din urmă au fost mai târziu identificate ca fiind ale femeii de serviciu. După ce mortul a fost scos din casă, Carslake înconjură pavilionul care putea fi numit bungalow, pentru că, deși construit solid din cărămizi, nu avea etaj. Pardoseala era acoperită cu niște covoare destul de frumoase. Mobilierul modern, dar fără ostentație. Nu era foarte nou, deși în formă bună stare. Seiful zidit în perete nu fusese forțat. În sertarul biroului, care nu era închis cu cheia, se aflau 15 lire. Pe jos o cutie de aur pentru țigări. Dacă la asta adăugăm cele 30 de lire pe care mortul le avea asupra lui, este evident că nu furtul fusese mobilul crimei. După ce s-a asigurat că subalternii săi lucrează serios, Carslake s-a dus la centrala telefonică și a întrebat telefonista de serviciu când a avut loc crima. Abonatul formase numărul centralei și am răspuns îndată. Telefonista vorbea pe un ton cât se poate de oficial, neauzind însă nimic. Perfect. Dar spuneți-mi, n-ați auzit absolut nimic? Nu nimic, doar mașina de scris. Această destăinuire îl surprinse oarecum pe inspectorul principal, căci nu văzuse nicio mașină de scris în bungalow. Și cât timp s-a bătut la această mașină? O, nici măcar 1 minut. Fata părăsit unul oficial și dacă acest lucru vă este de folos, atunci vă pot spune că zgomotul nu se înseamnă cu zgomotul care se aude când se bate o scrisoare. Sora mea este dactilografă și cunosc zgomotul. Se gândi o clipă. Mai curând se subliniau niște cuvinte, dar nu un rând întreg, un cuvânt. Apoi urmă o pauză înainte de a sublinia următorul și tot așa în continuare. După părerea medicului, în clipa aceea Weber probabil nu era în stare să vorbească. Carslake împrumută o mașină de scris. Nu vă deranjează dacă vă întoarceți cu spatele la mine? O întrebă el pe telefonistă. Vreau să-mi dau seama ce se poate auzi din poziția asta. Lovi o clapă la întâmplare de câteva ori în șir. Cam același zgomot, dar avea ceva deosebit în ritm, dacă înțelegeți ce vreau să spun. Instantaneu, Carslake bătu 3 lovituri scurte, apoi 3 lungi și iar 3 scurte. SOS, asta exclamă ea, exact. Reluă proba de 15 ori, ori de câte ori făcea semnalul, telefonista îl recunoștea, fără să-și dea însă seama că era alfabetul Morse. Reporterii n-au găsit-o pe telefonistă decât luni dimineața. Amabilă, ea le povesti tot ce știa. Și acum putea chiar să-și imite semnalul pe care ziariștii l-au recunoscut de îndată. Cele aflate erau prețioase, dar foarte recunoscători n-au menționat sursa informațiilor, temându-se ca nu cumva telefonista să fie concediată pentru că furnizase date în legătură cu munca ei. Edițiile de după masă îl înștiințară deci pe Arnold Haverston că poziția cadavrului nu mai reprezenta niciun mister. Putem înștiința încă de pe acum că asasinul a pătruns în bungalow cu o mașină de scris portativă, care îi aparținea. Înspăimântat a uitat fără îndoială această mașină care l-ar fi identificat și s-a întors după un ceas sau două să o ia. Acest fapt ar putea explica poziția brațului, dacă presupunem că mașina se afla pe birou, cu claviatura îndreptată spre cealaltă parte a corpului. Lovit mortal, Weber a putut să mai apuce receptorul, dar nu să și vorbească. Cu brațul drept sprijinit pe cadrul mașinii, a bătut la claviatură cu degetul mare, folosindu-se de alfabetul Morse pentru a face apelul SOS, exact în poziția în care a fost găsit de poliție, dar telefonista n-a înțeles semnalul. O mașină de scris portativă, Haverston nu văzuse decât în vitrină, și acest Morse, ce stupiditate! Dacă poliția credea semne baliverne, cu atât mai bine, deoarece în felul acesta se îndepărta de drumul cel bun, ceea ce era și adevărat. Dar Haverston nu știa din fericire pentru el că o mașină de scris care n-a jucat niciun rol în toată afacerea asta, mai mult încă nici măcar n-a existat, făcea parte din acele dovezi care pot deveni foarte periculoase pentru un criminal. După ce a fost greșit înregistrat de serviciul cazurilor clasate. Arnold Haverston își dădu seama că incidentul cu mașina de scris îi calmase nervii. Se întrebase mai întâi neliniștit dacă nu cumva vreun obiect uitat în casa lui Weber ar putea fi folosit drept carte de vizită care să îndreptă poliția pe urmele lui. După toate aparențele, nu era însă cazul, deoarece dacă s-ar fi întâmplat într-adevăr așa, după 48 de ore de la săvârșirea crimei, polițiștii ar fi fost pe urmele sale. Weber nu lăsase desigur nicio notă printre hârtiile lui. Cât timp trecuse de fapt de la penultima întâlnire cu Weber? 14 ani. Da, 14 ani. În răstimpul acestei perioade îndelungate, calitățile de contabil ale lui Haverston îi aduseseră o clientelă destul de serioasă. Câștigase încrederea oamenilor datorită meticulozității sale maladive. Având o inteligență greoaie, nu acționa niciodată spontan și în ultimii ani devenise un om lipsit de personalitate, ale cărui obiceiuri păreau să aparțină mai curând unui bărbat decât unui bărbat de 43 de ani. Și dacă Weber observase că era urmărit, dacă scrisese într-un loc sigur ceva de felul acesta, dacă voi fi omorât într-o zi, întrebați-l pe Arnold Haverston. Nu-i urmărise oare mașina de prea multe ori? Consultă neliniștit o agendă. Să vedem. Era 7 aprilie 1936. Pe pagina de la 15 februarie găsi scris următorul cuvânt. Chibrit. și se întrebă o clipă de ce crezuse că trebuie să folosească de un cuvânt cheie inteligibil doar pentru el. Tocmai vizitase un client din City, adăpostit sub porticul unui imobil și aprindea o țigară, când Weber ieși și trecu pe lângă el fără să-l vadă. A avut un șoc, fusese mai mult decât sigur că dușmanul său e în Canada, în închisoare, fără îndoială, și că nu va reuși niciodată, nu va auzi niciodată de el. Apoi observă plăcuța de cuplu de pe ușă. Reyson Weber, misiți. Intră 5 camere sus și altele jos. Frumoasă casă. Plăcuța nu era nouă. Weber făcea probabil de ani de zile afaceri serioase și ajunsese să fie considerat o persoană importantă. Nesemnatul contabil a avut nevoie de 15 zile ca să găsească garajul lui Weber. La început n-a putut să-i urmărească mașina până la capăt. Firea lui șovăielnică făcuse din el un șofer păcătos, în timp ce Weber excelase totdeauna în activități ce pretindeau calități fizice. Haverston început prin a se așeza în drumul său, apoi sfârșit prin a-l urmări pe misit până în comitatul Essex, singurul loc la mai puțin de 20 de mile de Londra unde se pot găsi sate autentice. Bungalow-ul lui Weber era admirabil situat pentru comiterea unei crime, dar intențiile lui Haverston nu îi se formulase încă atât de limpede în minte. La ultima lor întâlnire de acum 14 ani, îl lovise pe Weber cu pumnii, convins fie că dreptatea era totdeauna de partea lui. Bazându-se pe acest lucru, a rămas uimit, văzând că Weber îi răspundea la fiecare lovitură. Weber avea 10 cm și 20 de kilograme mai mult decât el. Și Haverston a stat în pat după aceea 3 zile. Ar putea să mă atace din nou. Haverston se folosi de acest pretext pentru a purta mereu asupra lui revolverul din timpul primului război mondial. Ceea ce era stupid dacă ar fi vrut să-și omoare dușmanul, căci arma era înregistrată pe numele său. Ajunse în fața bungalow-ului către 9 seara și lăsă mașina în grădină după ce stinsese farurile. Comportarea e într-adevăr de neînțeles dacă singura lui intenție fusese să schimbe cu Weber doar câteva cuvinte lipsite de gingășie. Când ajunse în fața ușii de la intrare, ea se deschise. "Bună seara," spuse proprietarul bungalow-ului, pe un ton puțin încurajator. "Aș vrea să vorbesc cu domnul Weber." "Lasă gluma, Arnold Haverston. Te-am recunoscut. Intră, bătrâne." În hol, Haverston recunoscu o ladă de stejar care i-a aparținuse altădată, sau mai exact aparținuse nevestei sale. Se simți ușor tulburat. Weber îl conduse în salon și Haverston regăsi alte amintiri, covoare, biroul, scaune, dulapul, totul aparținuse nevestei sale. "Astea sunt mobilele Isobelei," exclamă el, regretând apoi cele spuse. "Da, e ce am putut salva, dar moral dacă nu legal. Îți aparțin, le poți lua pe toate dacă vrei." "Mulțumesc, nu vreau." Încercă să înțeleagă că cu mintea lui cam mânceată. "Credeam că au fost vândute. Le-am amanetat ca să îmi plătesc excursia în Canada. Dar după 3 luni m-am întors. Unele dintre cărțile de joc pe care le aveam în mână erau aturi. Un prieten m-a ajutat, am devenit asociați și de atunci n-am mai primit înapoi niciodată. M-am întors în Canada, unde am lucrat pentru firma noastră și am plecat de acolo definitiv anul trecut. În acest răstimp am amanetat toată mobila." Tonul lui Weber devenea din ce în ce mai cordial. "Dragul meu, am impresia însă că și ție ți-a surâs oarecum viața." Haverston tăcu pentru o clipă, lăsând tăcerea să se aștearnă grea, și apoi îi răspunse: "N-am venit să stau de vorbă, Weber. Am venit doar să spun câteva întrebări. Dacă îmi răspunzi, nu te mai plictisesc cu prezența mea niciun minut în plus." "Sunt pregătit să răspund la orice întrebare," răspunse Weber cu indiferență. "Dar la naiba, nu trebuie să faci din asta o dramă. Sunt 14 ani de atunci. Dacă vrei să discutăm, să discutăm liniștit. Beam ceva? Nu, mulțumesc." "Atunci beam măcar o cafea cu mine ca un gentleman." Tocmai făcuse una. Weber știuse întotdeauna să dea replica pe loc și își păstra frumusețea prostănacă de la 25 de ani. "Dacă ții neapărat, atunci beau." Haverston zărie cafetiera și ceașca pe tavă. Serviciul de porțelan de la Ashwinden, exclamă el. Da, nu mai am decât două cești, pe cealaltă o țin în vitrină. Weber se sculă și se duse după ea. Serviciul acesta fusese cadoul de nuntă din partea tatălui ei, care îl proiectase pentru fabrica de porțelanuri Ashwinden. Cafetiera, cana pentru lapte, zahărnița erau intacte. Lui Haverston nu-i plăcuse niciodată serviciul acesta. Era ultramodern, cu creneluri ca o fortăreață și greu de gunuit. Capacul de metal al cănii pentru lapte, prevăzut cu un resort, sărea ca un drăgușor dintr-o cutie cu surprize. Isobel ținea mult la el în semn de afecțiune pentru tatăl ei și cu timpul Haverston se legase de el, dar acum nu-i mai plăcea deloc și se simțea aproape fericit când îl auzi pe Weber declarând: de fapt, serviciul nu are valoarea pe care o acordăm noi. Îl trecusem pe listă cu 150 de lire, dar cei de la magazin de antichități l-au evaluat la 20 de lire. Vrei lapte? Da, te rog. Weber o servi ținând cafetiera într-o mână și cana pentru lapte în cealaltă. Gestul familiar de ridicare a capacului i-o aminti lui Haverston pe Isobel. Ura nestinsă ei se redeșteptă în suflet. Fiindcă vrei cu orice preț să evoci trecutul, lasă-mă pe mine să vorbesc mai întâi. Ai făcut o mare greșeală obligând-o pe Isobel să-și ia mobila. Asta îi amintea mereu că te părăsise și rezultatul a fost că în cele din urmă m-a părăsit și pe mine. A ieșit foarte rău pentru toți trei. Rău pentru dumneata, Weber. Cum adică? A plecat, s-a mutat singură în acest apartament. Te-a scăpat de orice griji față de ea. Și mai mult decât atât, atunci când a putut, te-a și ajutat. Mi-a scris odată, în timp ce locuia aici, în scrisoarea aceea, singura pe care am primit-o de la ea. Isobel îmi spunea, printre alte lucruri foarte puțin măgulitoare la adresa dumitale, că îți trimite bani. O am la mine, uite-o, e întinse, poți să o citești. Nu mă interesează, Weber, nu schiță niciun gest pe scrisoare. Vorbește, Haverston. Spune tot ce ai pe suflet. Ți-a pricinit o mare suferință când ți-am sedus nevasta. Poate că nu mi-a fost prea greu, dar să trecem peste asta. E adevărat că mi-a trimis bani. Voia, mărturisise singură, într-o scrisoare să-mi restituie cel puțin o parte din ceea ce cheltuisem pentru ea. Haverston o ridică din umeri. Mi-a dăruit mobila, reluă Weber. Intenția mea era să-i o dau înapoi. Dacă mi-ar fi cerut-o, n-am considerat niciodată această mobilă ca fiind proprietatea mea, până la moartea ei. Atunci nu aveam niciun ban, fiind într-o situație în care tu n-ai fost probabil niciodată, pentru că mă curățase într-adevăr de bani cât timp am fost împreună și fiindcă îmi propunea să-mi restitui o parte, i-am acceptat oferta. Asta e toată povestea. Cunoșteai foarte bine felul cum câștiga banii pe care ți-i trimitea. Și de asemenea știe că se droga ca să-și vândă scârba ce o pricinuia meseria asta. Weber răspunse ceea ce n-ar fi trebuit niciodată să răspundă bărbatului care iubise pe Isobel. Scârbă? Ce glumă! Nu ți-ai fi închipuit că ai fost primul în viața ei. A avut duzini de bărbați înaintea ta. Dragul meu, duzini! Dacă Haverston ar fi acționat deliberat, stângăcia l-ar fi făcut să dea greș. Dar o chifă se gândească și trase. Dintr-o dată simți cum se naște în el o altă persoană. Spiritul său plutea în jur, privindu-l uimit, dar plin de admirație pe acest Arnold Haverston, care îl omoruse pe mășavul Weber. Apoi el redeveni o singură ființă. Băga pistolul în buzunar, se îndreptă spre ușa salonului și stinse lumina. Străbătu holul cu pas victorios și deschise ușa de la intrare. În timp ce o închidea, fu uimit văzând holul încă luminat. Răsuci comutatorul și, părăsind bungalow-ul, în deplină obscuritate, trânti ușa în urma lui. O clipă mai târziu, trânti s-a desfăcut și portiera mașinii, înainte de a porni motorul cu un zgomot asurzitor. Se întoarse pe drumul spre Londra, bucurându-se de viață pentru prima oară după 14 ani. Nu se mai simțea un om neînsemnat și ridicol, plin de amărăciune. Luminile din West End îi urară bun venit. În Piccadilly încetinii. O femeie tânără cu un mers șerpuit îi zâmbi de parcă ar fi avut aceeași vârstă cu el. O poftim mașină și ea îi șopti o adresă. Când Arnold plecă de la ea, era mai târziu de miezul nopții. Motorul zbucni ușor, înainte ca neînsemnatul contabil să poată pleca. Dumnezeule, am uitat pe birou scrisoarea Isobelei. Se revăzu în salonul bungaloului, învingându-și teama și prejudecățile morale obișnuite. Poliția o să-l descopere, datorită acestei scrisori. Trebuia neapărat să o ia de acolo. Ca și prima oară intră în grădină cu mașina și doar când urcă scările peronului, se gândi că ușa de la intrare ar putea fi închisă. Cu ce să o forțeze? Manivela pentru demontat pneurile. Înainte de a deschide cutia cu ustensile, se așeză pe scara mașinii, se gândi cum să folosească acea unealtă. În acel moment, o rază de lună căzu pe una dintre ferestrele salonului, care nu era complet închisă. Totul deveni simplu în clipa aceea. Arnold trecu peste răzor și se urcă pe fereastră, pătrunzând apoi în casă. În timp ce bășbăia în căutarea comutatorului, simți că nervii îl părăsesc și atunci se hotărâ să nu se uite decât la scrisoare. Lumina lanternei era de ajuns. Puse imediat mâna pe ceea ce căuta și se întoarse grăbit la fereastră. Înainte de a sări, ezită un moment. În lumina lămpii zărise ceașca de cafea și chiar dacă serviciul de porțelan de la Ashwinden nu avea o valoare comercială, era totuși un model original, cunoscut la fabrică. Tatăl Isobelei, sinuciderea Isobelei, Weber, bărbatul Isobelei. Pornind de la acest serviciu, poliția ar putea da de el. Se întoarse pe propriile lui urme, folosind doar lampa de buzunar. Cele două cești și farfurioarele lor, zaharnița, cana cu lapte, făcut pe ce să scape cafetiera din mâini. Așeză lampa pe masă ca să pună totul pe tavă, dar încărca cu toate acestea nu va putea sări ușor pe fereastră. După o clipă de meditație, se gândi la ușa de la intrare și de asta dată o închise ușor. Își așeză plada pe jos în mașină și plecă spre Londra. Garajul imobilului în care locuia fusese înainte vreme curtea unui grajd. Acum era împărțit în compartimente care aparțineau diferiților locatari. Astfel nimeni nu-l văzu urcând la el cu serviciul în brațe. Se culcă. Dormi mai liniștit decât oricând în ultima vreme și se trezi abia a doua zi la amiază. Breakfastul era rece și de nemâncat. N-avea importanță, va lua prânzul în oraș. Pe unde fi blestematul ăsta de serviciu? Se întreba în timp ce se îmbrăca. Își aminti că îl pusese pe masa din hol, înainte de a se duce în baie, ieri seara. Îl descoperi în cele din urmă pe raftul din bucătărie. Femeia de serviciu îl spălase și îl pusese acolo. Dacă l-ar face acum să dispară, femeia s-ar mira și n-ar mai uita întâmplarea. Inspectorul Reyson văzu pentru prima oară funcționând o mașină de calcul la un an după asasinarea lui Weber, căutând la ora lanciului pe unul dintre prietenii săi care lucra într-un birou din City. Observă un funcționar întârziat care stătea în fața mașinii. Tinerii sub 20 de ani, indiferent de clasa socială căruia îi aparțineau, erau înclinați să se comporte cu Reyson ca și cum ar fi fost un unchi onorific și o blondinetă din birou era pe cale să-i explice cum funcționează mașina. Dacă lovești clapele acestei mașini fără să știi să o folosești, nu se aude oare același zgomot ca și atunci când bați la mașina de scris? Mai bine să nu o folosești dacă nu știi cum, protestă fata râzând. Dar e simplu ca bună ziua. Vreți să încercați? Am să vă arăt ceva, răspunse Reyson cu un ton misterios și secret. Îmi cunoașteți meseria, așa încât am încredere în dumneavoastră. Formă numărul Scotland Yardului la telefonul alăturat și îl ceru pe inspectorul principal, Carslake. La telefon, Reyson, șefule, ascultați. Bătă la mașină de calculat 3 lovituri scurte, 3 lungi, 3 scurte. Bine, înțeleg, răspunse Carslake. Ai plecat fără bani. Unde ești? Păstrați-vă sentimentele generoase. O să ne întâlnim după masă. Bye, bye. Reyson se întoarse la mașină și îi citi inscripția. Societatea pentru mașinile de calculat Ashwin. O notă pe care carnetul său odată cu adresa și se duse acolo, prezentându-se sub un nume fals de viitor cumpărător. O jumătate de oră mai târziu plecă încărcat cu prospecte, pliante și alte reclame. Carslake nu se întoarse la iard. Înainte de ora 3 după amiază, Reyson a avut deci tot timpul să studieze afacerea Weber, al cărei dosar i-a fost înmânat după ce juriul coronerului dădu verdictul omor săvârșit de una sau mai multe persoane necunoscute. Parcurgând inventarul pus la dispoziție de magazinul de antichități unde Weber întrepozitase mobila în timpul călătoriei sale în Canada, Reyson se opri la următorul punct: un serviciu de porțelan de Ashwinden, valoarea 20 de lire. Îi veni atunci în minte una dintre acele idei luminoase care îl îndreptau deseori pe căi greșite, dar care, în caz contrar, erau puse de către colegii invidioși pe seama hazardului. Afacerea Weber, șefule. Cred că am găsit o pistă, cel puțin începutul uneia. Azi dimineață ați crezut că mă foloseam de o mașină de scris. Nici vorbă, era o mașină de calculat. Carslake se încruntă și Reyson continuă grăbit. E vorba tot de o mașină, desigur, și se poate bate la fel, dar specialitatea ei este matematica. Iată, am o grămadă de prospecte. O să vedeți claviatura. Priviți numele firmei, e foarte important. Sunt foarte fericit să aflu în sfârșit un lucru important, mormăi inspectorul principal. Weber folosea deci o mașină de calculat în locul unei mașini de scris. Ei și Reyson zâmbi cu indulgență. Iată, întocmit de oamenii dumneavoastră, inventarul cu tot ce se găsea în bungalow. Nici o mașină de calcul. Și iată inventarul magazinului de antichități întocmit în timpul șederii lui Weber în Canada. Priviți, acolo unde am făcut o cruce. Serviciu în porțelan, Ashwinden. Mașină de calculat, Ashwinden, exclamă Carslake. Întocmai ca și automobilele Ford, tractoarele Fordson, e probabil un model de fantezie. Vorbiți de mașină de calculat. Atunci de ce este scris serviciu de porțelan? Întreabă pe nepoata dumitale, Reyson. O să spună că Ashwinden este o fabrică de porțelan cunoscută în lumea întreagă și întreabă pe telefonistă dacă ceea ce a auzit nu era zgomotul cuiva care bătea mai curând într-o ceașcă decât la o mașină de scris. Și crede-mă, Reyson, ai face bine să te aprovizionezi cu o cutie de șocolată. Reyson strânse dosarul și plecă. Carslake era cu siguranță un om foarte de treabă, dar extrem de limitat. În definitiv, probabil că existau groază de firme intitulate Fordson, despre care Henry Ford nu auzise niciodată. De ce să nu se întâmple același lucru cu Ashwin și Ashwinden? Și apoi, oricine ar fi putut greși copiind un inventar. Reyson hotărâ să viziteze totuși magazinul de antichități. Și-a prezentat legitimația oficială și directorul l-a primit imediat și l-a condus la serviciul de evaluare, unde a dat ordin funcționarilor să fie complet la dispoziția polițistului. Șeful acestui serviciu cerut dosarul lui Weber și văzându-l exclamă: Îmi amintesc totul acum. Weber declarase la început că acest serviciu de porțelan valora 150 de lire. Am luat legătura cu fabrica. Vă să zic că e vorba de un serviciu de ceai? Întrebă Reyson complet deconcentrat. Nu, de un serviciu de cafea. Fabrica ne-a răspuns că nu renunțase la acest model încă înainte de a fi executat pentru comerț. Putea avea deci oarecare valoare ca piesă de colecție, nu foarte mare, și atunci noi l-am evaluat la 20 de lire. Și nimic despre o mașină de calculat. Trebuie să revină la serviciul de porțelan. Carslake marchează un punct când îi Reyson în timp ce bea o ceașcă de ceai. Numai să nu începu să lovească farfurioara cu ceașca în speranța zadarnică că va putea imita zgomotul unei mașini de scris, dar nu reuși decât să o alarmeze pe femeia care servea ceaiul. În timp ce făcea puțină ordine pe biroul său și punea inventarele în dosar, îi veni o nouă idee. Serviciul de la Ashwinden figura în inventarul magazinului de antichități, dar nu și în cel al poliției. Poate că Weber l-a vândut între timp. Nu, ce nevoie ar fi vrut să-și vândă vesela de vreme ce la moartea sa avea câteva mii de lire depuse pe numele lui la bancă, acțiuni la întreprinderea unde lucra și pe deasupra pe nimeni în grijă. E necesară o discuție cu fosta femeie de serviciu a răposatului, răspunse Reyson. Îmi pregăteam micul dejun sărmanului domn în fiecare zi, în afară de duminică. Celelalte mesele la în oraș. Cu asta îmi terminam treaba la amiază. Și cafeaua, tot dumneata o pregăteai? Nu, o cumpăram doar domnul și o pregătea singur. Pe semne era teamă să nu-i sparg serviciul cel prețios. De aceea îl spălam totdeauna singur și îl punea apoi în vitrina din salon. Aș fi vrut să vedeți mizeria pe care o lăsa în ghivetă după ce termina treaba. Ai spus poliției că nu lipsea nimic din bungalow. Ai văzut acest prețios serviciu când ai fost chemată luni dimineața? Nu pot să spun că l-am văzut, dar am observat că pachetul de cafea pe care îl cumpărasem sâmbătă era desfăcut. Și atunci m-am gândit că și-a băut cafeaua ca de obicei și apoi a fost omorât, sărmanul de el. Ghiveta era murdară în dimineața aceea? Nu. Dacă stau să mă gândesc acum, poate că domnii de la poliție au spălat singuri. S-au gândit ei că în situațiile astea nu puteau să bizuie pe mine. Deci Weber mai avea serviciul de cafea în momentul crimei. Cu toate acestea, duminică dimineață, serviciul nu mai era acolo. Pe drum la întoarcere, Reyson încercă să găsească o explicație a acestui mister. Ei bine, asasinul sosește cu un revolver și o mașină de scris pe care o scoate din husă. Are de gând să-l lichideze pe Weber ca să-i șterpelească serviciul de cafea. Trage și crede că și-a omorât victima pe loc. Ia serviciul, uită mașina de scris pe care Weber bate SOS înainte de răsăritul soarelui. Asasinul se întoarce să-și ia mașina. În fond, de ce nu o mașină de calculat? Și îi pune husa. Nu luase serviciul prima oră și îl ia acum, de data asta. Da, dar în cazul acesta, la plecare ar fi avut ambele brațe încărcate. Jonglând cu astfel de idei ciudate, mintea lui Reyson deveni mai activă. Când faptele stabilesc că un om disperat se comportă ca un debil mental, asta dovedește că unul dintre fapte e prost evaluat. A doua zi se duse la fabrica de porțelan Ashwinden. Serviciul acesta, i s-a răspuns, a fost proiectat pentru noi de către un domn, pe nume Tain. Majoritatea proiectelor sale erau foarte bune, dar acesta, îmi pare rău că trebuie să spun, a fost una din puținele sale greșeli. Firma i-a vândut doar piesele fabricate pe o sumă pur nominală. Iată fotografiile și devizul descriptiv. Arată ca un nou castel Windsor, exclamă politicos Reyson. N-ați putea da adresa domnului Tain? A murit. Fabrica plătește văduvei sale o pensie. Doriți adresa ei? Reyson se duse să o vadă pe doamna Tain, mama Isobelei Haverston. Aflând astfel tragica povestea fiicei sale. Era noapte când reluă legătura cu inspectorul principal. Aveți dreptate, șefule. Nu era decât un serviciu de cafea, nu de ceai. Vorbesc despre afacerea Weber. E ca și rezolvată. Dacă vă simțiți obosit, mă pot ocupa singur de arestare. Nu eram obosit, dar încep să fiu, răspunse Carslake cerând amănunte. Ascultă relatarea subalternului său cu un interes crescând și a făcut pe ce să-și manifeste aprobarea. Dar se abținut la timp și se mulțumi să spună. Dacă n-aș fi fost acolo să te împiedic, l-ai fi arestat pe omul acela fără să fie avut cea mai mică dovadă. În ciuda expresiei morocănoase ale lui Reyson, adăugă, dacă a luat serviciul ca să șteargă o urmă, poți fi sigur că nu-l ține în vitrina din mijlocul salonului. Așteptăm vizita dumitale. Ceea ce este necesar acum e să faci rost de amprentele lui digitale. Dacă corespund cu cele luate în bungalow, mergem la el și te însoțesc. În decurs de un an, Haverston se schimbase mult. Gesturile șovăielnice deveniseră simple ticuri și se îngrășa văzând cu ochii. Când o saluta însă pe femeia de serviciu, aceasta îi răspundea cu o răceală evidentă, deoarece găsise nu odată urme de ruși pe batistele domnului și nu-i plăcea felul său nou de viață. După anchetă, regăsindu-și curajul, neînsemnatul contabil putu să examineze lucid situația. O scurtă călătorie în Olanda, în timpul nopții, a dat posibilitatea să-și arunce revolverul în Marea Nordului și după aceasta se simți în stare să înfrunte toate întrebările pe care poliția i le-ar fi putut pune. Trecură săptămâni lungi și puțin câte puțin se liniști complet. Când Reyson și Carslake veniră la el, era în salon într-o companie galantă. Poftindu-i pe cei de la iardă în sufragerie, trebuie să facă un efort ca să-și amintească planul apărării sale. Domnule Haverston, cred că îl cunoașteți pe Francis Weber, nu?" îl întrebă Reyson. Da, desigur, adică l-am cunoscut." Când l-ați văzut ultima oară?" În seara morții, pe la 8 în bungaloul lui." Acest răspuns, pregătit acum 10 luni, reprezenta prima operație a planului A, prevăzut pentru o anchetă obișnuită, de rutină. Îi văzu pe detectiv schimbând o privire mirată, ceea ce corespundea întocmai planului A. Nu m-am prezentat atunci la poliție pentru că nu vă puteam fi de folos cu nimic. Și apoi aveam un motiv serios să nu mă fac cunoscut. Cu ani în urmă, nevastă mea a fugit cu Weber. Prezența dumneavoastră dovedește fără îndoială că sunteți la curent. Asta nu era un motiv să tăceți, răspunse sever Carslake. Am luat în bungalow niște amprente digitale a căror proveniență ne intrigă foarte mult. Vai, îmi pare foarte rău că a trebuit să căutați. Am stat 5 sau 6 minute în salon la el, probabil, deci amprentele sunt ale mele. Probabil, murmură Carslake. O să controlăm. Deși cazul ei aparținea lui Reyson, Carslake, șeful său, prelua această obligație. Scoase din trusă tamponul cu tuș și dădu lui Haverston instrucțiunile dorite pe care acesta le execută cu bunăvoință exagerată. În timp ce inspectorul principal compara rezultatul muncii sale cu amprentele luate în bungalow, Reyson întrebă: când ați intrat în salonul lui Weber, n-ați remarcat vreun obiect care să vă fie familiar? Polițiștii știau deci de existența serviciului de cafea. Planul A nu presupunea acest lucru. Haverston recurse la planul B. Riscurile creșteau. Am observat totul. Mobila din salon și din hol și probabil din tot bungalow-ul aparținuse nevestei mele și făcuse parte din căminul nostru. Asta este motivul indirect pentru care l-am vizitat. Dar trebuie să vă explic mai întâi. L-am pierdut pe Weber din vedere acum 14 ani. Nu, 15 ani. Haverston învățase aceste explicații pe din afară anul trecut. De asta dată nu trebuia să comită nicio eroare. Îl credeam plecat în Canada și moartea bietei Isobela închisese definitiv acest nefericit capitol din viața mea. Anul trecut, în februarie, Weber și cu mine ne-am întâlnit întâmplător în City. Ne-am recunoscut fără să ne vorbim. La 5 aprilie, întorcându-mă acasă, l-am găsit în fața garajului. Mă aștepta de ore întregi. Avea acasă mobila nevestei mele. Îmi explică el și consideră că-i datoria lui să mi-o restituie, dacă voiam. Am fost politicoși amândoi, dar întrevederea era lipsită de cordialitate. I-am spus că puteam păstra mobila, dar că doream să iau serviciul de cafea care avea pentru mine o valoare sentimentală. Fusese proiectat de tatăl nevestei mele, care lucra pentru fabrica de porțelanuri Ashwinden. O, gemul Reyson, în timp ce pe buzele inspectorului principal se stingea un zâmbet larg. Continuați, domnule Haverston, spuse Carslake. Firește, Weber a acceptat să mi-o restituie. I-am propus să vină să-l iau cu mașina ca să nu-l mai plictisesc cu împachetarea. Ne-am înțeles să plecăm îndată spre bungalow-ul său. L-am urmat în mașina mea și am ajuns acolo pe la 8 seara. Ce s-a întâmplat cu serviciul de cafea?" întrebă Reyson. E în salonul meu. Vi-l aduc imediat dacă vreți să-l vedeți." Haverston ieși lăsând ușa deschisă în spatele lui. Carslake spuse cu jumătate de glas: nimic, dragul meu. O-ți amintești de amabila dumitale propunere de a-l aresta în locul meu? Dacă aș fi fost prea obosit, să o fac singur?" Se auzi glasul lui Haverston explicând prietenei sale: nu, se uită doar la bibelouri și pleacă. O să rămâi, draga mea. Se întoarse să pună serviciul pe masa din sufragerie. Cafetiera, cana pentru lapte, care semăna atât de mult cu castelul Windsor, zaharnița, ultimele două cești. Reyson scoase niște fotografii și devizul descriptiv ca să-l verifice și întrebă întreagă: domnule Haverston, erați ofițer de infanterie în 1915? Mai aveți revolverul? Nu, adică nu, răspunse contabilul deconcertat. Revolverul nu figura în planul B. Mi-a dispărut de ani de zile. Probabil nu l-a furat cineva. Carslake așteptă întrebarea lui Reyson, dar acesta, în loc să asculte Răspunsul se ocupă de cafetieră, măsurând-o cu o riglă gradată. Inspectorul principal se hotărâ să pună și el o întrebare. Când erați în salon, se afla o mașină de scris sau una de calculat pe masă? Nu mi-amintesc să fi văzut. Planul B prevăzuse această întrebare. Am citit în jurnale că un obiect asemănător servise pentru a lansa semnale Morse, dar nu pot să vă dau nicio indicație. Reyson scoase o altă fotografie din servietă și o întinse gazdei. Priviți această fotografie, domnule Haverston. Contabilul lua cartonașul, tresări și făcu cât pe cel să-l scape din mână. Fotografia făcută după moartea lui Weber înfățișa cadavrul într-o poziție ciudată. E oribil, murmură Haverston. Priviți bine diagrama de pe margine, continuă grăbit Reyson. Priviți linia punctată care pornește la brațul cadavrului și coboară spre masă. Acest braț se ținea fără niciun suport la 24 de centimetri deasupra mesei. Înțelegeți? Iar cafetiera dumneavoastră măsoară exact 24 de centimetri înălțime. Ați luat cafetiera câteva ore după ce l-ați omorât pe acest om, domnule Haverston. Eu? Niciun cuvânt. Tot ceea ce veți spune va fi reținut, putând fi folosit împotriva dumneavoastră, deși nu mai are nicio importanță acum. Iată cum reconstitui scena. Se aplecă peste masă cu mâna stângă lângă ureche, de parcă ar fi ținut receptorul unui telefon. Brațul drept era ușor întins, antebrațul sprijinindu-se pe capacul crenelat al cafetierei. Degetul mare e la 15 cm deasupra mesei. Dacă măsurați, șefule, o să vedeți că este exact. Coboră degetul mare până ce ultima falangă atinse țumburușul de pe capacul cănii de lapte și din cauza greutății, jumătate din capacul metalic se ridică brusc ca un drăgușor cu arc țâșnind dintr-o cutie. Inspectorul a început să bată cu degetul mare în capac. 3 lovituri scurte, 3 lungi, 3 scurte. Sfârșit.